A început numărătoarea inversă pentru alegerile prezidențiale. Secțiile de votare din țară se vor deschide duminică la ora 7 dimineața, iar cetățenii cu drept de vot își vor putea exprima opțiunile până la ora 21. Toți românii care au împlinit vârsta de 18 ani și au un act de identitate valabil vor putea să-și exercite dreptul la vot la alegerile prezidențiale. În cazul în care nu vă aflați în localitatea de domiciliu, puteți vota la orice secție de votare din țară pe listele suplimentare. În ziua votului, alegătorii își prezintă actele de identitate operatorilor de calculator care preiau și introduc datele personale ale alegătorilor în sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenirea votului ilegal, conform hotărârii Autorității Electorale Permanente. Alegătorul primește un buletin de vot în interiorul căruia sunt listați toți cei 14 candidați la alegerile prezidențiale pe două pagini, precum și partidul pe care îl reprezintă, acolo unde este cazul. Candidații sunt listați în ordinea stabilită prin tragere la sorți. Buletinul de vot trebuie să aibă pe fiecare pagină ștampila circulară a Biroului Electoral Central. După ce a votat, alegătorul are obligația de a introduce buletinul de vot în urnă. În privința posibilelor probleme tehnice, STS-a anunțat că echipamentele care asigură funcționarea sistemului de centralizare a proceselor verbale la alegeri sunt protejate de eventualele căderi și fluctuații de tensiune, iar serviciul va asigura neîntrerupt asistență la sediul AEP 24 din 24 de ore. Primul tur al alegerilor prezidențiale din țară va avea loc pe 10 noiembrie, iar cel de-al doilea pe 24 noiembrie. În diaspora, numărul românilor care au votat deja l-a depășit pe cel al românilor care au mers la urne la turul întâi al prezidențialilor din 2014. Atunci au exprimat dreptul la vot în total 161.262 de persoane. De data aceasta, românii din străinătate pot vota timp de 3 zile în cele 835 de secții deschise în acest scop.